Asculți Jurnal Autentic la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne regăsim aici la Radio Terra Nova, în cadrul emisiunii Jurnal Autentic. Avem astăzi alături de noi pe Marta Luca, profesor de yoga și împreună ne-am propus să dezbatem subiectul legat de această disciplină, tot mai practicată în România. Bine ai venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Mulțumesc, Simona, pentru invitație! Numele meu este Marta Luca, sunt instructor acreditat de yoga. Practic yoga de trei mai bine de 3 ani și instructor sunt de aproximativ 2 ani. Am început să practic într-un moment dificil al vieții mele, când uh, am schimbat drumul, să spun așa, am fost uh, în căutări, am renunțat la job și am simțit că trebuie să mă ocup de altceva, să pășesc pe o altă cale. Și atunci, cumva, a apărut uh, această practică în viața mea. Am început să o fac pentru mine, ca să mă ajut, pentru că simțeam nevoia să. Cunosc, să mă cunosc, să mă cunosc mai bine și uh, am știut de la început că yoga este mai mult decât uh, o practică fizică, decât o mișcare am știut că implică și partea mentală și partea emoțională și exact acest lucru îl căutam eu în, acest mom în acel moment pardon. și așa a și fost foarte repede uh, am făcut progres și am ajuns să mă cunosc din ce în ce mai bine. Și după aproximativ 5-6 luni mi-am dat seama că în urma unor meditații, pentru că yoga implică și această parte de meditație, că acesta este drumul meu și asta vreau să fac în continuare, să devin instructor și să învăț și alți oameni ce înseamnă yoga, cum se practică și cu ce îi ajută această, această știință, aș spune, pentru că, în fond, este o știință străveche. Dragă Marta, hai să vedem pentru ascultătorii noștri ce este yoga, la ce se referă această practică. Yoga este o practică care implică atât corpul cât și mintea. Practica yoga, aș spune că combină mișcarea, adică activitatea fizică, cu diverse tehnici de respirație și conștientizare sau meditație. Yoga, după cum mă aminteam și mai înainte, este o practică străveche. Este chiar o știință, ea provine din India, iar scopul practicii este de a ne oferi o stare de well-being, de bine, la nivel fizic și mental. Cum se realizează acest lucru? Se creează practic armonie și echilibru între corp și minte. Yoga este, de fapt, arta și știința de a trăi bine și frumos. Cuvântul yoga provine din limba sanscrită și înseamnă uniune, a uni. Iar, dacă vreau să mă refer la partea spirituală, aș putea spune că practic yoga reprezintă uniunea conștiinței noastre individuale cu conștiința universală. Ce aduce yoga în plus față de alte tipuri de mișcare? Yoga îmbunătățește echilibrul, puterea și rezistența, atât exterioară la nivel fizic, cât și cea interioară. Și la fel și flexibilitatea, și aici, de asemenea, aș putea spune că flexibilitatea la nivel fizic, cât și flexibilitatea interioară, adică yoga ne ajută să devenim mult mai flexibili în viața noastră de zi cu zi, să putem depăși mult mai ușor anumite obstacole. Mișcările lente asociate cu respirația profundă cresc fluxul sanguin de la nivelul musculaturii, în timp ce menținerea unei anumite posturi, care în yoga poartă numele de asana, un timp mai îndelungat, conferă rezistență și putere, atât fizică cât și putere interioară. Vă dau un exemplu simplu. Dacă dimineața menținem o anumită postură, Downward Facing Dog, este o postură destul de cunoscută, câinele cu fața în jos. Menținem această asană timp de câteva minute. O să observăm că, după aceea, ne simțim mult mai relaxați și ne cuprinde o stare de bine din cap până în picioare. Cum respirăm corect în timpul practicii și cu ce ne ajută respirația conștientă? Tehnicile de respirație din yoga poartă numele de pranayama. Ele îmbunătățesc, practic, oxigenarea la nivelul țesuturilor și organelor și cresc nivelul de energie vitală în uh, structurile noastre. Energia vitală care poartă numele de prana. Deci, prana reprezintă această energie pe care noi, cu ajutorul acestor tehnici de respirație, o aducem în interiorul nostru și o dirijăm acolo unde avem mai mare nevoie de ea. Respirația este, practic, esența vieții. Totul se întâmplă între o inspirație și o expirație. Prin Pranayama se realizează practic un control asupra respirației. Pranayama reprezintă o respirație controlată, executată după anumite tehnici, iar scopul este de a menține corpul și mintea la vibrație cât mai înaltă și a aduce sănătate, atât la nivel fizic cât și mental și echilibru emoțional. Aș spune că sunt trei tipuri importante de respirații. Respirația abdominală este esențială, pentru că fără această respirație abdominală nu putem realiza o ventilare corectă a plămânilor. Apoi aș menționa respirația toracică, la fel de importantă, și respirația claviculară spune în ce mod ne ajută posturile de yoga să ne echilibrăm în interiorul nostru? Posturile de yoga ne ajută, pe de o parte, să ne îmbunătățim echilibrul fizic, deoarece este nevoie uh, să ne tonificăm puțin musculatura ca să avem o anumită uh, postură corectă și să putem menține asanele din timpul practicii yoga. Deci, echilibrul este foarte, foarte important. Apoi, ne ajută să ne coordonăm diferite părți ale corpului, astfel încât ele să funcționeze din ce în ce mai mult ca un tot unitar. La nivel mental și emoțional, de asemenea, putem spune că yoga ne aduce o stare de echilibru, pentru că se îmbunătățește capacitatea de focusare. Și uh, de concentrare, iar uh, la nivel emoțional apare starea aceea de, de echilibru. Yoga ne ajută să ne energizăm sau, din contră, să ne relaxăm? Yoga, în primul rând, crește nivelul de energie la nivel fizic și mental. Deci, da, ne ajută să ne energizăm. Însă, la finalul uh, practicii de yoga, de cele mai multe ori, cursanții afirmă că uh, se simt relaxați. Cele două lucruri uh, se întâmplă în paralel, adică obținem și o stare de energizare, dar uh, datorită practicii și datorită relaxării finale care, uh, care o realizăm după partea de asane, uh, avem și această parte de relaxare profundă, care se referă nu numai la relaxarea fizică, ci și la relaxarea mentală, care este, aș spune, poate un pic mai greu de obținut decât uh, relaxarea fizică. De multe ori, noi reușim să ne relaxăm corpul. Știm să ne așezăm, stăm liniștiți, respirăm calm, iar corpul încet, încet se relaxează, însă mentalul continuă să lucreze. Continuăm să rulăm gânduri, iar acest lucru ne consumă din energie. În partea finală a practicii de yoga, după relaxarea corpului fizic, învățăm să facem și această parte de relaxare a minții, care ne duce într-o zonă mai profundă de relaxare și, în cele din urmă, într-o zonă în care ne putem abandona și acolo avem practic conexiunea cu noi cu, cu partea noastră de, de subconștient și chiar putem lucra pe anumite aspecte care dorim să le corectăm sau să le îmbunătățim. Deci yoga ne și energizează și ne aduce și o stare de relaxare profundă. Cum crezi sau cum ne recomazi yoga? Ar trebui practicată cu instructor sau cu materiale de pe YouTube? Cum mai recomanda ascultătorilor? Din propria experiență pot să vă spun că recomand practica cu instructor. Eu am făcut mult timp yoga după anumite materiale înregistrate, fără instructor. A fost bine o vreme. Dar nu mi-am dat seama că nu execut corect anumite posturi. Nu am avut în fața mea un instructor specializat și acreditat cu anumită experiență care să mă poată corecta, să poată observa ceea ce nu fac corect în practica mea. Și am continuat în acest fel o lună, două, trei, până când au apărut anumite semnale pe care corpul mi le-a dat. Și atunci mi-am dat seama, bun, trebuie să ajung să practic cu un instructor. Este mult diferită practica cu instructor față de cea care o facem individual acasă, fără să fim supravegheați. Instructorul, datorită experienței pe care o are, foarte ușor. Vede unde trebuie ajustat ceva. Te poate ghida cum să stai corect într-o anumită postură. Îți poate oferi variante ajutătoare. Dacă ești la început și nu ai încă flexibilitate, poate să te ajute să stai într-o anumită asană care poate fi dificilă pentru tine într-un mod mai accesibil. Deci, recomand practica cu instructor te aduce mult mai rapid și mult mai eficient la rezultatele dorite. Acum noi am și trecut o perioadă de pandemie când materialele de pe YouTube ne-au ajutat foarte mult, dar într-adevăr munca alături de un instructor specialist ca și tine o să ajute mult mai mult. Și ar vrea să te întreb care ar fi tipurile de yoga pe care tu le practici. Există multe variante și ramuri de yoga. Varianta clasică se numește Hatha Yoga, pe aceasta o practic și eu, atât la studio cât și în online cu cursanții mei. Dar, pe lângă varianta de Hatha Yoga, îmi place foarte mult Vinyasa. Yoga Vinyasa este o tehnică aparte în care lucrăm cu secvențe. Deci legăm mai multe asane între ele și creăm secvențe. Mie îmi place foarte mult pentru că seamănă cu un dans sau cu o meditație în mișcare. Într-adevăr, trebuie să treci un pic de nivelul de începător, trebuie să uh, cunoști deja asanele ca să poți să practici aceste secvențe. Adică să nu trebuiască tot timpul să stai cu ochii pe instructor și să-ți fie greu să stai într-o anumită postură. În momentul în care ai depășit uh, partea aceasta de început în practica yoga și dacă îți Place, bineînțeles, poți să să treci la practica de Vinyasa Yoga, care este o yoga mult mai dinamică și eu zic mai plăcută, în special pentru femei, pentru doamne. Apoi aș mai menționa Chakra Yoga, este o altă ramură de yoga în care lucrăm cu chakrele. Oricum, în yoga, indiferent de ce ramură practicăm, lucrăm cu chakrele. N-are importanță faptul că conștientizăm sau nu acest lucru, asanele lucrează pe una sau chiar pe mai multe chakre. Dar în chakra yoga lucrăm conștient. Avem ore specifice de yoga în care lucrăm pe prima chakră sau pe a doua sau poate chiar pe primele trei. Deci alegem uh, anumite chakre pe care ne dorim în ora respectivă să le echilibrăm sau să le dinamizăm. Și ar mai fi ramura de tantra yoga, care am început să o practic de puțin timp, dar îmi place extraordinar de mult. Este o practică aparte care aș spune că echilibrează foarte bine energia feminină și energia masculină în interiorul nostru și nu numai. Aduce echilibru pe mai multe planuri. Ne conectează cu energia noastră sexuală, de care de foarte multe ori nu suntem conștienți. De ce crezi că noi, oamenii, suntem, nu știu dacă reticenți, dar fugim un pic de aceste informații legate de Tantra Yoga? Tantra Yoga este o ramură de yoga străveche. Poate la fel de străveche ca și Hatha yoga. Însă în România și nu numai în România, în Occident este destul de prost înțeleasă. Foarte des este asociată cu partea de sexualitate pentru că nu a fost interpretată corect. Cred că de asta fugim în mare parte, pentru că asociem practica de tantra cu o anumită practică sexuală. Nu este vorba despre acest lucru. Tantra se poate face individual, nu este nevoie de partener, se lucrează pe energia feminină și masculină a individului. Se lucrează pe alchimizarea energiei sexuale, care am menționat deja este o energie foarte puternică și este păcat să nu o folosim în favoarea noastră. Deci această energie, în momentul în care devenim conștienți de ea și știm cum să lucrăm cu ea, o putem ușor ușor alchimiza, o putem ridica spre centri energetici superior și putem obține anumite beneficii uh, lucrând cu aceste tehnici tantrice. Ar trebui să avem o anumită pregătire înainte de a porni cunoașterea în tantra yoga. Da, eu recomand întâi o practică clasică de asane, de hatha yoga, pentru că această practică de hatha pregătește corpul. În primul rând îl flexibilizează și te aduce în contact cu corpul tău. Este foarte important atunci când vrei să începi să faci tantra yoga să ai deja o anumită conexiune cu corpul, să ți-l cunoști, să ți-l simți, să ți-l percepi și aș recomanda întâi o practică clasică de yoga și apoi sigur se poate trece la această ramură de tantra yoga unde se lucrează un pic mai mult pe partea energetică. Crezi că înainte de a-ți percepe corpul ar trebui să-ți accepti corpul? Da, categoric. Cum faci asta? Să știi că nu este atât de greu, pare dificil. Dacă îți propui să faci acest lucru la nivel mental, s-ar putea să-ți fie un pic greu, pentru că mentalul foarte des vine cu anumite limitări și ai anumite programe poate preluate din copilărie sau uh, anumite au rămas în tine în interiorul tău în subconștient anumite vorbe care ți le-au uh, adresat uh, pe parcursul vieții tale diverse persoane și care te fac să îți percepi corpul într un mod eronat. De aceea uh, eu recomand să te conectezi cu corpul tău într un mod mult mai ușor practicând yoga. Deci, nu, nu la nivel mental, pentru că acolo s-ar putea să apară anumite blocaje pe care să fie un pic mai greu să le depășești. Deci, practicând yoga, practicând ore de yoga clasice, acestea le recomand eu pentru început, dar care implică partea de mișcare, partea de asane, partea de respirație, partea de relaxare și partea de meditație, care la început, într-adevăr, este doar o concentrare sau o focusare, pentru că nu se poate medita uh, chiar de la început. Deci toată această practică, toată această oră clasică de yoga te ajută și într-un mod foarte blând, te ajută să te apropii de corpul tău și să îl accepti așa cum este, să te iubești, să te iubești pe tine, că până la urmă aceasta este esența, să te iubești și să te accepti așa cum ești. Atât de frumos ai spus că să ne apropiem într-un mod foarte blând de noi și să începem să ne iubim așa cum suntem. Cum crezi că ar trebui oamenii să se iubească? Cum să fac asta? Știi, așa de ușor de spus, învață să te iubești. Ok, eu am impresia că mă iubesc. Cum fac asta? Sunt tot felul de exerciții. Un exercițiu l-am primit chiar și eu de la cineva în care spunea, asta în fața oglinzii în fiecare zi și îți spui, te iubesc, te apreciez. Ai avea un alt exercițiu pentru ascultătorii noștri. Ceva simplu care ar putea să facă și ei acasă, să înceapă un pic pe acest drum. Da. Uh, nu e deloc ușor să te iubești. Deci partea asta de self love nu e pare așa un deziderat, dar nu e nu e chiar ușor de atins. Exact practica aceasta cu oglinda, vreau, să este cea mai frumoasă și ușoară, să te așezi în fața oglinzii și să, să te privești și să spui că, că te iubești și poți să folosești și alte afirmații pozitive care vrei să ți le spui, sunt mult mai eficiente atunci când te vezi și te privești în oglindă. Dar pentru că mi-ai cerut o altă o altă Tehnică sau altă practică. Mie îmi place foarte mult la finalul orelor de yoga, după relaxare, să am această practică cu studenții în care uh, combinăm practic respirația cu uh, iubirea de sine. Și cum face? facem? Facem două-trei respirații profunde, inspirăm cât mai profund, tragem aer în piept, deschidem larg brațele, deschidem pieptul iar pe inspir, apropiem palmele și ne îmbrățișăm. Deci, efectiv, ne îmbrățișăm, ne strângem tare, închidem ochii și ne spunem în gând sau chiar cu voce tare, mă iubesc, mă iubesc, mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt. Dacă este vorba de o clasă dedicată Doamnelor, putem merge mai departe și putem spune, sunt frumoasă, sunt perfectă, mă accept exact așa cum sunt acum, aici. Și se repetă această respirație de două, trei ori sau de câte ori simți nevoia și încet, încet, poate nu din prima, poate nu din a doua sesiune, dar încet, încet o să observi că începe să apară acel sentiment de, de iubire, se deschide, se deschide încet inima și începi să te, să te iubești și să, și să te apreciezi mai mult. Cum se simte când se deschide inima? Am perceput-o ca și o căldură de multe ori în zona inimii, și chiar în spate, și chiar în față, cum se percepe de alții. Da, exact așa o percep și eu, și așa o percep majoritatea uh, cursanților sau persoanelor care reușesc să își deschidă inima, chakra inimii, exact cum ai descris, ca o senzație de căldură. Ca o senzație, este o energie foarte plăcută și foarte blândă care te înconjoară. Și uneori, dacă stai într-o stare ușoară de meditație și îți deschizi inima, simți că această energie te, te, te cuprinde, te cuprinde în întregime. Aș vrea să menționez că Energia iubirii sau iubirea ca emoție este o energie de vibrație de frecvență înaltă, alături de starea de recunoștință. Deci iubirea și recunoștința sunt emoții de vibrație înaltă, merită și recomandă a fi practicate cât mai des. Uh, starea de recunoștință poate fi uh, practicată destul de ușor, aș spune eu. Dimineața, după trezire, te ridici din pat, închizi ochii și te gândești în prima etapă la un motiv sau poate chiar două, trei, pentru care tu în acea zi poți să fii recunoscător sau recunoscătoare. După care treci mai departe de partea mentală. Și încerci să te simți. Important este să te simți recunoscător sau recunoscătoare, să simți această recunoștință. Și nu trebuie să cauți motive foarte complicate. Simplul fapt că ai deschis ochii, că te ai trezit, că te ai ridicat din pat, că poți să respiri, sunt suficiente pentru a fi recunoscător sau recunoscătoare în acea zi. După care, după ce ai practicat starea aceasta de recunoștință, îți recomand să ți așezi zâmbetul tău larg și frumos pe față și să Îți începe activitățile din ziua respectivă O să ai o cu totul altă energie Și o să observ că ziua ta O să se desfășoară într-un mod plăcut Și uh, evenimentele o să curgă într-un alt ritm pentru tine Marta, dragă îți mulțumim pentru valoarea Pe care ai adus-o în emisiunea noastră Vă invităm, dragi ascultători Să vă manifestați autentic Și să urmăriți cu deschidere Emisiunile pregătite cu multă dăruire Aici la Radio Terra de toți realizatorii, meniți să aducă valoare în casele dumneavoastră. Vă îmbrățișăm cu multă iubire și să ne auzim cu bine în fiecare luni la ora 17.30.